La scurt timp după venirea în țara principesei Elena, liceul de fete din Brașov i-a purtat numele. Era o mândrie în perioada interbelică să fii elevă la liceul de fete Principesa Elena din Brașov. Am fost elevă a liceului Principesa Elena și pentru mine acest lucru a fost o mândrie. Făceam ore de gospodărie. Acolo am învățat, de exemplu, să sparg primul ou. Românii și-au iubit încă de la început necondiționat principesa moștenitoare. Venirea destul de repede a principului moștenitor Mihai a fost cu siguranță și în Brașov primită cu mare bucurie. Elenei era foarte drag Brașovul. În perioada romantică a căsătoriei cu principele moștenitor Carol, ei veneau foarte des la Brașov. Presa menționează vizite. Mama Sânzianei Migea, Valeria Căliman, a fost profesoară de limba română la liceul Principesa Elena din Brașov și fiica lui Valeriu Braniște, unul dintre făuritorii Unirii din 1918. Iubeau toți familia regală. O întâlnisem pe Regina Maria când eram copil de 4-5 ani, dându-i un buchet de flori când a venit la deschiderea expoziției Astrei. M-am îngăiat pe cap, îmi aduc aminte și astăzi, și am avut impresia că m-a schimbat. Lucrurile au început să iau o turnură negativă după nașterea principelui Mihai, în momentul în care principesa Elena, preocupată de starea de sănătate a tatălui său Constantin, regele Constantin al Greciei, care avea să moară în anul 1923, părăsește domiciliul conjugal mergând la tatăl ei în Elveția sau la Palermo, acolo unde avea să se stingă din viață. Momentul crucial este însă acela în care în viața lui apare Elena Lupescu, care devine amanta oficială. Curând, Carol nu va mai face un secret din relațiile sale extraconjugale. Deși se simțea umilită, principesa Elena nu-și va arăta suferința. Fuma mult, slăbise îngrozitor, după cum scria chiar Regina Maria în jurnalul ei. Ea suferea și pentru țară. Ea a avut o admirație față de coroana română și îl respecta enorm pe regele Ferdinand. Românii care aflaseră problemele cuplului princiar admirau atitudinea demnă a principesei Elena. O iubeau pentru că nu-l iubeau prea tare pe regele Carol. În 1948, după ce comuniștii au schimbat numele liceului, părinții Sânzianei Migea au fost o vreme arestați, dar mai apoi mama ei, Valeria Căliman, care suporta greu comunismul, a devenit corespondent secret la postul de radio Europa Liberă. Am încercat, după 1989, să contribui la darea numelui de principesa Elena liceului la care am învățat, dar n-am reușit. Pentru că știți, se confunda foarte ușor numele de principesa Elena cu cel de principesa Ileana. După ce regele Carol al II-lea și-a exilat soția, multe dintre operele de caritate i-au fost atribuite eronat sau voit surorii lui, prințesa Ileana, tocmai pentru ca românii să uite de mama regelui Mihai.